Am acceptat să particip la evenimentul dat pentru a veni cu o solicitare din partea Parlamentului Republicii Moldova pentru mobilizarea generală a dumneavoastră pentru exercițiul care urmează să fie realizat în 2014. Vorbesc de recensământul cetățenilor și locuinților în Republica Moldova. Este un exercițiu care se repetă odată în 10 ani, în cazul Republicii Moldova. Ultimul s-a produs în 2004. Mulți din dumneavoastră reprezentați, aveți și memorie instituțională, ați fost implicați în acel exercițiu, alții sunteți noi în sistem, dar nimeni nu va împărți cine mai are experiența recensământului și cine nu are. Solicitările de responsabilitate și corectitudine maximă va fi în egală măsură de la fiecare. De aceea, stimați colegi, noi ne punem mari, mari, mari speranță în dumneavoastră. Avem încredere în profesionalismul dumneavoastră și vreau astăzi să declar toată susținerea pentru realizarea acestui recensământ. Fiindcă nu putem să dezvoltăm iarăși politicile statului pe următorii ani, bazându-ne pe cifre din 2004, care pe departe nu reflectă realitatea. În informația care a fost acum completată în chestionar, noi am susținut propunerile înaintate de către Biroul Național de Statistică după ce ați făcut acel recensământ de probă în 2013 și toate propunerile au fost susținute fiindcă noi ne dorim ca dumneavoastră să aveți cât mai multe detalii care ne-ar ajuta să avem tabloul integru a stării populației în Republica Moldova și a tendințelor demografice și tendințelor percepției cetățenilor despre un lucru sau altul. Eu știu că urmează o perioadă foarte încinsă pentru dumneavoastră, urmează o colaborare destul de strânsă să aveți cu cei 12.000 de persoane care vor fi implicate în colectarea informației. Deci știu că urmează poate și zile care nu vor avea doar 8 ore de muncă și vă îndemn foarte mult să fim o echipă pentru a putea avea un exercițiu realizat pe nota 10, adică recensământul să fie realizat așa ca față de instituția dumneavoastră să nu apară reproșuri sau careva spații de interpretare că nu așa ați colectat informația, nu așa ați analizat-o, nu așa ați prezentat-o. Îndemnul meu este către toți, către cei care sunteți șefi de direcții în teritoriu, către cei care sunteți șefi de direcții, departamente aici, în Biroul Național de Statistică, analizați acum tot și spuneți-ne dacă sunt elemente care încă nu sunt concretizate și trebuie să se implice guvernul sau să se implice parlamentul în rezolvarea acestor probleme, ne le spuneți acum. Acum noi venim să vă oferim asistența, după care noi vom cere de la dumneavoastră calitatea.